Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 11 septembrie, o dată pe care eu, adică nu o să uit, o țin minte foarte bine acea zi, că pentru mine personal a fost destul de, cum să spun eu, nu șocant, a fost ceva interesant și eu zic care rămâne în amintirea unui om care a trăit acele vremuri în 2001, când Statele Unite au fost atacate de teroriști, atunci au dărâmat turnurile gemene. Ora României a fost undeva pe la ora 1 și astăzi este dedicată. În National Geographic toată ziua o să găsiți, pe National Geographic o să găsiți toată ziua documentare despre acea zi. Bun, trecând peste asta, azi am o colonie în toată stupina care a rămas fără, cum să zic eu, nu, a rămas foarte mult timp fără matcă. Și i-am dat o matcă, o botcă de schimb liniștit, acea matcă s-a împerecheat, ultima dată când am verificat avea foarte mult puiet și acel puiet consumă foarte mult. Și astfel am notat pe capac o colonie care n-are mâncare și cred că n-aș putea să o las încă o lună de zile așa, fiindcă intervine stresul lipsei de mâncare sau stresul foamei, cum îi zic eu, și colonia stă sub stres în lipsă de hrană. Este stresul psihologic, să spunem așa, al coloniei de albine. Nu știu exact ce am făcut data trecută, dar voi vedea acum ce rame are, așa rapid, fiindcă albina umblă deasupra. E bine să nu stați foarte mult cu coloniile albine deschise. Deci, știu că dacă n-avea mâncare, o să ridic repede ramile astea care mă interesează. Iată, vedeți aici ramă goală. Aici am adus, mi se pare că ceva mâncare. Ea este strânsă pe 5 rame. Iată aici, după diafragmă, încă mai stă albinuța. Aici are păstură, i-am lăsat eu așa rama aceasta cu păstură. Albina stă aici pe miere. Dar să văd ce are în cuib. Văd ce are în cuibre. Câtă hrană. Dacă nu are foarte multă, voi veni cu o ramă căpăcită cu miere. Ah, i-am adus miere, se pare, data trecută. Are hrană. Iată, aceste albinuțe sunt care vin și zboară deasupra, deci alea pot provoca furtișag dacă nu sunteți atent. Încă mai are puiet, puiet căpăcit. Iată aceste albinuțe, vin la verificat. Am crezut că are mai puțină hrană, dar are suficientă.
Deci acesta este un roi, în mod normal, care s-a împerecheat târziu mătcuța. Înțeleg dacă mai are ouă. Matca este aici, avem și o negreasă. Acolo pe mijlocul ramei, vedeți? Am și negrese. Duce în jos. Sper să fi filmat bine. Avem o matcă neagră, neagră. Treaba cu ea este că și albina e neagră. Deci neagră. Nu are acele terghite. Acele terghite nu le are cu roșu. Schimbare albină foarte frumos. Și puiet. Eu cred că va termina puietul și ea în 2 săptămâni. Din ce văd eu, o să termine și ea puietul. Vedeți cum stă albinuțile, n-au nicio treabă. Deci a făcut albina de iernare, eu această colonie o credeam deja pierdută, dar iată că s-a împerechea mătcuța și totul le curge bine. Da, are miere. Are miere, nu este problema cu ea. Și păstură. Bun. Deci am vrut să precizez acest lucru cu hrana, ca fiind stresul unei colonii de albine. Bun. N-am ce să-i fac la ora actuală, o să-i clozeze și acea albină și totul va decurge bine. Am să vă arăt că am și o colonie mai micuță. Credeam că trebuie să intervin cu hrană, dar nu e cazul. O să rămân așa. Nu poți deschide foarte... Adică nu poți să stai foarte mult cu o colonie deschisă la ora actuală. Cel puțin la mine aici. Am văzut că prin țară se poate lucra cam mijlocul verii. La mine nu e cazul. Dacă vrei să te uiți la o colonie, te miști repede. Punem păturică și am terminat. Bun, pentru ziua de azi cam atâta. Atât că am scris eu aici miere puțină, da? Are destul la miere. Bun. Până data viitoare, numai bine.